Aproximativ 600 de preșcolari au urcat cu pași mici pe scena mare. Concursul destinat preșcolarilor, aflat la cea de-a cincea ediție, s-a bucurat anul acesta și de participarea unor grădinițe din Slobozia și Alexandria. Mă bucur că sunteți atât alături de noi și că dați importanța cuvenită acestui eveniment. La concurs sunt 26 de formații participante din județ. Anul acesta avem și participanți de la Slobozia, din județul Ialomița, trei echipe, și de la Alexandria, o echipă în concurs. Ne bucurăm că are rezonanță concursul și că cea de-a cincea ediție este chiar specială. Regional, am putea spune. Deja nu mai e un concurs județean. Am trecut granițele din acest an. Știm cu toții cât de greu este să lucrezi cu copiii, în mod special cu cei mici. Aș vrea să vă întreb, ca și timp de pregătire, ce presupune participarea la acest concurs? Da, concursul este anunțat de la începutul anului școlar. Colegele mele se pregătesc de atunci, își formează copiii, stabilesc ce regiune a țării o aduc în concurs ca și dans popular. Dar eu cred și din experiența mea de educatoare că în ultimele două luni eforturile sunt însuțite, să spun așa, da, concentrate foarte mult pe acest concurs, pentru că stârnește invidia marelui trofei și toată lumea vrea să-l câștige. Dacă am ajuns la premii, o să vă rog să ne spuneți și care sunt premiile și în ce constau ele. Da, fiecare echipă din concurs primește o diplomă cu locul pe care îl ocupă în urma jurizării, o medalie pentru fiecare copil, care este foarte importantă, o cupă și un cadou care constă într-o revistă pentru copii, un joc care va rămâne în sala de grupă și atât. Organizatorii, Inspectoratul Județean Școlar și Centrul Județean de Cultură și Creație, împreună cu sponsorii, au acordat diplome, medalii, cupe, dar și jocuri. Să mă pierd prin grâul de sân, să mă pierd prin grâul de sân. Să mă duc și să mă pierd, măi, ziua întreagă să-mi desmierd, măi. În ofina s-a cerat că vin oamenii din sat să fuleagă spi cu spi. Că la un grijit de mic și-a crescut greul voinic, mă. Program prelungit voinic al călărași obține premiul 2 la acest concurs. Felicitări, copii! Au fost îndrumați de doamna educatoare Niculina Mușat.
fericite copii. Gata? Mulțumim. Și din nou, grădinița cu program prelungit Brotăcel Modelul obține un premiu, de data asta 2, cu formația Drăgăicuța. Felicitări! Care obține premiul întâi în acest concurs este Mlădițe Dunărene de la grădinița cu program normal numărul 7 Călăraș, condus de doamna profesoară Angela Sesovici. Următoarea formație care obține premiul întâi, Voinicei Munteniei de la grădinița cu program prelungit Voinicel Călăraș. Conduși de doamnele profesoare Gabriela Oprea și Mariana Păpurică. Felicitări! Și premiul întâi și marele trofeu îl obține formația de dans Tinere Mlădițe de la grădinița program prelungit Copilării cu dansul fetelor de la Căpâlna. Le invităm în scenă. Și nu știa ce pierde. Nu știam ce pierde. Noi vă felicităm, eu vă felicit din tot sufletul. Toți sunteți minunați, să știți că ne-a fost foarte greu să stabilim diferențe între copii, toți merită premiul întâi.